ziua și bun găsit la știri. Iată care sunt cele mai importante titluri ale ediției. 95 de ani de la nașterea colonelului Corneliu Chirieș. Inaugurarea Centrului Cultural de la Helegiu. Extinderea sistemului de alimentare cu apă la Gura Văii. La inițiativa filialei Colonel Corneliu Chirieș din Bacău, a Asociației Naționale Cultul Eroilor Regina Maria și a familiei regretatului colonel Corneliu Chirieș, primul președinte al filialei, la mormântul acestuia din cimitirul central al municipiului, a fost ținută o slujbă de pomenire și un eveniment de omagiere și comemorare în ziua în care s-au împlinit 95 de ani de la nașterea sa. Slujba religioasă a fost oficiată de părintele Daniel Pruteanu. Auzi glasul, aceia vor învia, precum are Tatăl viață în sine însuși, așa i-a dat și Fiului să aibă viață în sine însuși. Și i-a dat lui putere să facă judecată pentru că este Fiul omului. Nu vă mirați de aceasta, că vine ceasul când toți cei din morminte vor auzi glasul lui. Și vor ieși cei ce au făcut cele bune spre învierea vieții, iar cei ce au făcut cele rele spre învierea osândirii. Personalitatea și activitatea colonelului Corneliu Chirieș au fost evocate de către președintele în exercițiu al filialei Cultul Eroilor, Dănuț Voicu. E o bucurie de recunoștință că am găsit și anul acesta timp să ne întâlnim membrii biroului executiv la mormântul lui Corneliu Chirieș, primul președinte al filialei județului Bacău din 1992, la 9 luni de la înființarea Asociației Cultului Eroilor în România, la 19 noiembrie 1991, prin inițiativa colonelului Corneliu Chirieș, s-a coagulat o grupare de istorici, profesori, dar majoritatea militari, ofițeri, care au încheiat un proces verbal de constituire a subfilialei Cultul Eroilor Bacău. La acest ceremonial de evocare a personalității colonelului Corneliu Chirieș, trebuie să spunem câteva cuvinte, să ne amintim cine a fost, pe scurt, cine a fost ofițerul, istoricul Corneliu Chirieș. S-a născut acum 95 de ani, a urmat școala primară în municipiul Bacău, primele clase la actuala, atunci era școala de băieți numărul 2, acum școala Alexandru Ioan Cuza. Apoi școala gimnazială, în perioada războiilor 1944-46 a întrerupt datorită condițiilor războiului și le-a reluat în 1946. În 1946 s-a înscris la Liceul Ferdinand, pe care l-a absolvit în 1950. După absolvirea liceului, a fost încorporat în 1950. Apoi a urmat școala de ofițeri de infanterie de la Sibiu, școala Nicolae Bălcescu, pe care a absolvit-o în 1953 cu gradul de locotenent. Din 1975 era șeful cursului de ghizi. Așa ne-am cunoscut. În 1981 l-am cunoscut prima dată. A impresionat pentru cum știa să capteze auditorul, indiferent de calitățile, de pregătirea celor care asistau la discursurile lui. În 2009 începuse să se agraveze starea de sănătate. O să vă povestesc un lucru care nu o să uit niciodată. Avea o simțire aparte pentru a ne deplasa la un ceremonial religios și militar la Palanca, la mormântul eroului Emil Rebreanu. N-am putut să mă duc să-l însoțesc în 2009. Pe 14 mai a fost cu câțiva colegi la evenimentul de la mormântul de la Palanca, iar după ce a ajuns la Bacău,
i s-a agravat starea de sănătate și în 5 zile, în seara zilei de 19 mai, a decedat. În semn de recunoștință, filiala noastră a hotărât ca începând cu 1 iunie 2019, să, 2009, să poarte, filiala să poarte numele primului președinte. Filiala se numește, așa cum bine știți, Asociația Națională Cultului Eroilor Regina Maria, filiala Colonel Corneliu Chirieș, a județului Bacău. De asemenea, tot demersurile noastre și acceptului primăriei Bacău, o stradă din partea de nord a municipiului Bacău îi poartă numele. O remarcă care a impresionat pe toată lumea. De ce se făcea ascultat de toată audiența, indiferent de număr și de calitatea celor care îl ascultau? Aveau un mod de a aborda subiectele delicate deosebit. În primul rând, a fost primul ofițer și primul lector care a făcut distinție despre mândria patriotică. Știa să facă trimitere la mândria mândria, de exemplu, care o punea mândriei patriotice românești față de mândria imperialistă, că era Imperiul Sovietic, că era Imperiul Austro-Ungar, nu făcea, dar știa să facă distinție. În afară de aceasta, nu ocolea niciun subiect, cât o fi de care, orice subiect, indiferent cât de spinos era, cât era de delicat. Și știa să lămurească lucrurile. De aia era iubit, era recunoscut ca un istoric militar, în primul rând, dar și istoric a istoriei universale și mai ales a istoriei românilor. Mulțumesc pentru ajutorul biroului executiv. Să facem în așa fel ca în fiecare an, fie pe 15 noiembrie, ziua nașterii, de acum 95 de ani, fie la altă dată care o stabilim împreună cu familia. Mulțumesc! Dumnezeu să-l ierte și recunoștință veșnică. Colonelul Corneliu Chirieș, născut în 1928 în Bacău, a fost primul președinte al filialei Bacău Cultul Eroilor, pe care a înființat-o în anul 1992. A fost onorat cu mai multe ordine și medalii, iar pe 1 decembrie 2004, președintele României l-a distins cu Ordinul Meritul Cultural în grad de cavaler. A încetat din viață pe 19 mai 2009 în Bacău, iar o stradă din municipiu îi poartă acum numele. Marți 14 noiembrie de la ora 15 la Helegiu a avut loc inaugurarea noului centru cultural situat în imediata vecinătate a primăriei. O lucrare complexă care a reușit să transforme o clădire veche îmbătrânită într-una nouă, modernă, în care elevii și profesorii își pot desfășura activitățile în cele mai bune și moderne condiții. Un numeros obor de preoți din localitate au participat la sfințirea lăcașului de curt. Primarul comunei Helegiu, Ciprian Enea, a ținut să mulțumească tuturor celor prezenți care și-au lăsat treburile deoparte pentru a putea fi prezenți la acest eveniment. În primul rând, vreau să vă mulțumesc pentru că ați fost alături de noi și că ați răspuns cu onoare invitației noastre. Mulțumesc tuturor preoților din comună, mulțumesc părintelui Ciprian Plunice care a reușit să ajungă, mulțumesc preacurcernicului părinte Bavomie, vă mulțumesc dumneavoastră pentru că sunteți cei mai importanți și practic, acestea sunt pentru noi elegerii. Mulțumesc domnului director de la Agenția de Mediu, care totdeauna a fost alături de mine și chiar astăzi are notificarea prin care ne validează, să spunem, recepția acestui lăcaș. Mulțumesc echipei mele, pentru că să știți că părintele a vorbit mult despre primar, dar primarul nu poate să facă lucruri mărițe dacă nu are în spate o echipă puternică. Și aici mă refer și la colegii mei, domnul viceprimar, domnul administrator public, colegii mei din primărie, colegii mei consilieri, care au înțeles nevoia acestui locaș și care au crezut în ceea ce mi-am propus și aceea de a moderniza, pentru că să știți că pentru mine, și sunt convins că pentru toți, nu așa sunt cei care sunt prezenți, acest cămin a fost o carte de vizită a intrării în comuna noastră, tinerețele noastre, chiar și a părinților mei, sunt legate de acest carte, de acest cămin cultural, nunțile, botezurile. Eu chiar am un botezul băiatului cel mare aici, în acest loc. Discotecile noastre, cred că era discoteca unică din țară. Mihai la rând, că își amintește cu drag, locul nostru era aici pe scenă totdeauna. Cred că era unică, că se ținea ziua.
duminică de la ora 4. Nu știu, se mai ținea undeva în țară, în România, discoteca începând cu ora 4. Asta pentru că Heleciu e o comună cu oameni gospodari, cu minți, liniștiți și care nu aveau nevoie de nulți pierdute să se distreze. Pot mai fi și alții, dar sunt mai mulți. Să știți că atunci când am gândit reconstrucția și modernizarea acestui locaș, m-a ajuns în primul rând că vreau să-i dau viață. Și cu siguranță îi voi da viață, pentru că doamna Simona Orban, bibliotecara mea, mă va susține și împreună vom reuși să facem măcar câteva activități anuale. Noi avem multe în plan. Una, să spun, o începem chiar din seara asta și o să vedeți mai târziu. Pe lângă aceasta vor mai fi și alte activități care împreună cu școala, cu domnii profesori, cu cadre didactice, vor da viață acestui cămin cultural. O să vedeți la intrare în cămin o bibliotecă frumoasă, luminoasă, așa, cu multe culori, foarte dotată. Să știți că avem foarte multe cărți. N-am reușit să le așezăm pe toate, pentru că atunci când biblioteca și căminul a intrat în reparații, mare parte din cărți le-am dus la celelalte două sucursale din comună, pe care am înființat în urmă cu 3 ani de zile. Urmează să le aducem și să oferim tinerilor. Și de ce, nu știu dumneavoastră, plăcerea de a citi o carte. Nimic nu se compară cu plăcerea de a citi o carte. Nu are nicio treabă cu statul pe telefon și pe Wikipedia. Ca să nu țin foarte mult, pentru că văd că deja cei de la orchestră încep să ajungă și dumneavoastră vă doriți și să petrecem, pentru că astăzi este și lăsatul secului, pentru că faptul că noi petrecem, că suntem mulțumiți de ceea ce am reușit să construim, azi la să se intrăm în cele 40 zile de post și de aceea și prejuit o plăcintă cu plăză, pentru că e tradițional locului nostru. Țin în mod special să mulțumesc preoților din comunitatea noastră și domnului preot fost în comunitatea noastră, pentru că, având în vedere că comunitatea Heleciu este compusă pur din ortodoxi și avem și preoți, chiar preoți cu sânge din comunitate, putem mulțumi domnului, nu doar un singur preot este aici cu sânge din comunitate, ba cred că majoritatea, sau toți, lucru iarăși foarte frumos și de subliniat, adică noi toți putem face lucruri frumoase, așa cum a fost în momentul de astăzi, când chiar putem mulțumi Domnului că l-am încheiat cu această slujbă, lucrare atât de frumoasă, încheiat într-un mod frumos și religios, ceea ce ne reprezintă pe noi toți. Toți cei de aici, care au sau nu au legătură cu biserica sau cu primăria. Faptul că suntem împreună înseamnă ceva și ceva frumos. Vă mulțumesc pentru lucrul ăsta. Iarăși sunt poate și ușor emoționat, pentru că, așa cum spunea domnul primar, acest loc a fost un loc care a făcut parte din copilăria sau adolescența mea și a multora din prezența în sala. Iar astăzi, că la un moment dat, cum spunea domnul Victor, că îi părea rău că îl vedea într-o ruină sau într-o posibilă ruină, sau așa se vedea că merge de la o zi la alta, sincer, mulțumesc domnului primar, mulțumesc colegilor și consilieri care au fost înțelegători și au înțeles că trebuie să aprobăm anumite sume pentru modernizare, pentru mobilier, pentru orice și așa. Împreună am pus umărul într-un mod constructiv, frumos, și iată că astăzi trăim realizarea lui cu aportul lor și nu mai spun, de altfel sunt foarte mulțumit că am găsit colaboratori și oameni care și-au adus atributul și realizarea acestui imobil cu firme din comunitate. Pe mobilier, pe termopane, cu tot ce înseamnă construcția. Asta înseamnă că suntem o comunitate diversă, cu activități diverse. Noi vă mulțumim că ne-ați susținut și noi o să vă susținem. Iar preoților le garantăm că vom fi alături de dumnealor și tot ce înseamnă activitate culturală, cu mare drag, cu o idee bună, vă primim aici și încă o dată vreau să mă adresez domnilor profesori. Pentru că la intrare imediat avem biblioteca, ceea ce ne-ar bucura cu... Am fi bucuroși tare să vedem copiii că vin să mai citească, că am ieșit din tren cititul cărților, dar poate vom reuși. Și fiind aici și un loc unde putem să avem activități culturale, vă așteptăm cu idei bune și tot timpul vom răspunde prezent la ceea ce ne solicitați dumneavoastră. Iar acum, la fel ca și domnul primar, vă invit la un par de vin și la o plăcintă și după aia o voi bun. Subprefectul județului Bacău, Gabriel Lupu, a ținut să evidențieze faptul că pe omul gospodar îl recunoști după fapte. Domnule primar, prea cu ce discuți?
părinți, stimate cadre didactice, stimați invitați și, nu în ultimul rând, dragi locuitori ai Comunei Helegiu, este o plăcere și o onoare să vin din nou în comuna dumneavoastră și credeți-mă că felul cum se dezvoltă comunitatea a oamenilor ce există aici, domnul primar, aș veni și fără să mă invitați. Săptămâna trecută am însoțit într-o vizită de lucru pe domnii miniștri Alex Adrian Veștea, ministrul dezvoltării, și pe ministrul Mircea Fechet, ministrul mediului, într-o vizită de lucru pe Valea Uzului, Valea Trotușului și Bacău, evident. De ce vreau să vă fac această mențiune? Administrația de la Helegiu constituie o componentă solidă în lanțul, lanțul de comunități de administrații liber, conduse de administrații liberale performante de pe localitățile pe care le-am menționat anterior. Că vorbim de Comănești, că vorbim de Moinești, de Dărmănești, de Slănic, de Măgura, mai aproape de Bacău, putem pune Helegiu în rândul comunităților pentru care primarii, consiliul local, administrații locale fac ceva pentru oameni. Domnule primar, și stimați consilieri locali, nu doar cu asfalt și panseluțe faci o comunitate sănătoasă. O comunitate care să vrea să trăiască acolo unde s-a născut și să rămână copiii acolo. Sau nu numai copiii, că în ultimul rând au plecat și bătrâni. O comunitate sănătoasă se face cu investiții și în sport. O comunitate sănătoasă se face cu investiții și în biserică. O comunitate sănătoasă se face și în centre culturale. Și lăsați-mă, domnule, să spun centru cultural, nu cămin cultural, pentru că îmi pare că a mai dispărut din esența cămin cultural ce aș vrea să... Ăsta este un centru cultural. Mai mult decât atât, o investiție înseamnă o administrație serioasă, o administrație sustenabilă, înseamnă investi în oameni. Ce e mai frumos decât să producem în cel mai scurt timp tineri care descoperă intimitatea dintre carte și individ. Cunosc avantajele date de internet, avantajele date de inteligență artificială, dar niciodată intimitatea și gesturile de a răsfoi o carte nu te poate, nu le poate înlocui aceste dezvoltări actuale în ale științei. Mai mult decât atât, domnule primar, era bine să amintiți că pregătiți în perspectivă și această încăpere în care poate veți pune la dispoziția tinerilor și văd copii foarte, și asta e un lucru foarte bun, să, care nu au poate posibilități, să vină să-și dezvolte abilitățile de calculator aici, în dreapta noastră. Mai mult decât atât. Spuneam că investițiile în sport. Păi, dar numai de ziua din vară am fost și am văzut și credeți-mă că e o minunătate de teren de sport, nu mai departe de... Da? Sau investiții în sănătate. În stânga noastră, da? Sau în dreapta, cum intrăm, avem un dispensar care arată și care este modernizat și reabilitat tocmai pentru a crea condiții și a cetățenii și a crește calitatea vieții. Ceea ce a făcut aici domnul primar, și nu este vorba despre primar. Eu n-am venit să-i fac un laudațiu domnului primar, ci pentru că astea lucrurile se văd de la sine, dacă este sau nu este apreciat, ci mă gândeam la faptul că atunci când vrei să faci un lucru bun, îl faci. Eu când mă uit la domnul primar, îmi amintesc și îmi vine în minte, omul sfințește loc. Avem atâtea comunități cu primar de la cu două mandate, cu trei mandate, în care nu s-a făcut nimic. Și credeți-mă, e o sărăcie, dar nu vreau să vă vorbesc despre asta. Și apropo, și eu vreau să eu din suflet să o felicit, că am înțeles că ar fi inima și bibliotecei de astăzi, doamna Orban, și vă felicit și sper din suflet să sprijiniți pe domnul primar. Mă bucur sincer că ori de câte ori vin aici, găsesc, într-adevăr, oameni destoinici, oameni de ispravă și domnul primar vă asigur că ține legătura și cu noi, și la centru, chiar și la București, cu diferite proiecte, că e pe gal, că este Angel Salini și acum chiar îi urez succes pentru investiția majoră care va veni pe proiectul național Angel Salini de canalizare și apă. Eu vă urez de suflet succes, vă felicit de suflet pentru tot ce ați făcut și pentru investițiile ulterioare. Poftă bună și distracție plăcută!
În condițiile în care comuna Guravăi se număra printre localitățile care se chinuiau să aibă un sistem de alimentare cu apă, iată că prin efortul și implicarea primarului Silviu Tinei, acum la Guravăi se vorbește despre extinderea proiectului de alimentare cu apă, iar edilul, șef al comunei, și-a fixat ca obiectiv ca la finalul mandatului toți locuitorii să aibă apă la robinete. Să dau puțin firul evenimentelor în urmă, la nivelul anului 2017, dacă vă aduceți aminte, doar satul Guravăi beneficia de rețea de apă potabilă în urma unei investiții... Și aia nu peste tot. Investiții prin PNDL 1, Programul Național de Dezvoltare Locală 1. A fost și o sincopă majoră în furnizarea apei potabile la vremea respectivă, chiar deși era apă în sat, 3 luni de zile apa nu a funcționat datorită unei proaste manageriere a situației de la vremea respectivă. În anul 2016, administrația anterioară semnează un contract de finanțare, tot prin PNDL 1, alimentare cu apă potabilă în 5 din cele 6 sate componente pe care le-ați nominalizat și dumneavoastră. E vorba de Temelia, Păltinata, Motocești, Dumbrava și Capăta, care nu aveau acces la niciun fel de apă din sistem integrat, a derulat procedura de achiziție, a fost desemnat un constructor care în anul 2018 a abandonat definitiv lucrările, a îngropat doar țeavă în pământ, pentru că era cel mai ușor lucru de făcut, după care și-a declarat falimentul și dus a fost, știți vorba românului. Din 2018 până în 2020, fosta administrație nu a depus nicio diligență în vederea, nu știu, încercării resuscitării proiectului. A crezut că va veni cineva de sus care va repune, o baghetă magică, care va repune pe făgaș acel proiect. Nu, lucrul nu s-a întâmplat, acest lucru nu s-a întâmplat. Iar la preluarea mandatului aveam un proiect, eu îi spun proiectul Lazar. Era mort. Deci era mort. Îi trebuia să-i spuneți ridică-te Lazare și umblă. Îi lipsea doar partea finală, crucea de căpătâi. Am luat din fir apăr situația. Am văzut că de la fostul constructor nu am ce să mai cer. Asocierea la vremea respectivă s-a desființat ca entitate. Am cerut insolvența. Am făcut o expertiză pe ceea ce se făcuse. Se cheltuise aproximativ 11 miliarde de lei vechi. Pe o suprafață de cât au introdus țeavă? Au introdus pe vreo 23 de kilometri țeavă. Dar urmarea expertizei făcută de o firmă autorizată, am constatat că 53% din conducta băgată a fost doar băgată pentru a fi decontată, nu a răspuns la probele de presiune conform normativelor. Aceasta a trebuit înlocuită în mare parte, plus alte lucrări, cămine de vane neexecutate corespunzător, îmbinări, mufe cap la cap, astea sunt detalii pe care fac diferența, că uneori... Doar eu și expertul le știm. Cel mai afectat sat de lucrările proaste a fost Păltinata. Acolo a fost nevoie de înlocuirea mai bine de jumătate din întregul sistem. În anul 2020, la final, aveam doar conducte așa care ieșeau așa sus din pământ. Nu știa nimeni unde de unde vin și de unde vin. Acestea au fost știrile. Vă invit în continuare să aflăm care va fi prognoza meteo. Sâmbătă 18 noiembrie, cerul va fi în cea mai mare parte noros. Maxima zilei urcă până la valori de 6 grade Celsius, iar noaptea minima scade până la minus 1 grad Celsius. Duminică 19 noiembrie, cerul va fi noros, pe la prânz ne va zâmbi soarele. Maxima zilei ajunge până la valori de 3 grade Celsius, iar noaptea minima scade până la minus 4 grade Celsius. Luni 20 noiembrie, cerul va fi în cea mai mare parte noros. Maxima zilei ajunge până la valori de 7-8 grade Celsius, iar noaptea minima scade până la 2 grade Celsius.
Acestea au fost știrile. Nu uitați, mai multe informații puteți afla accesând site-ul www.acum-tv.ro și ne puteți aprecia cu un like pagina de Facebook Acum TV Kid.